De ce este nevoie să ieșim pe străzi ca să susținem viața și familia? Este nevoie întrucât viața și familia pare să fie în ultima vreme lăsate pe un plan secund. De aceea credem că viața este foarte importantă pentru fiecare societate, pentru fiecare comunitate și desigur pentru noi. Viața este sacră, este binecuvântarea lui Dumnezeu și nu putem propovădui un alt cuvânt decât viața, nașterea de prunci și desigur armonia și bucuria în familie. De ce pe străzi? Este forma de manifestare a comunității pentru a atrage și alte persoane și alte comunități care sunt rezervate vis-a-vis de acest principiu și de această valoare fundamentală. Credeți că aceste două valori fundamentale, viața și familia, într-o societate normală, trebuie să fie susținută printr-un marș? În mod normal nu ar fi fost nevoie, nu era necesar, însă ne aflăm la un punct de cotitură și atunci, iată, suntem nevoiți de a atrage atenția. Nu putem să lăsăm familia să decadă, inclusiv nașterea de prunci. Avem foarte multe avolturi care s-au înregistrat în toți acești ani și așa cum se spunea la catedrală, deja ne putem considera, din păcate, nefericiți a faptului că facem parte din societatea care a trecut prin al treilea război mondial.